Doamnelor și domnilor, onorată audiență, este o mare bucurie să fiu invitat la o asemenea acțiune care arată că într-adevăr avem și societate civilă, pentru că, să termin această paranteză, societatea civilă este un construct politic inventat de liberal la sfârșitul secolului XIX pentru a-și duce mai departe obiectivele. Este aici o chestiune pentru a înțelege problema românilor. Noi trebuie să punem chestiunea într-un ansamblu mai larg, și anume în drama poporului român în raport cu ideea de stat. Altfel nu devine inteligibilă drama a românilor. După cum știm, a românii și-au creat odată cu ceștilalți de la nordul Dunării statul, dacă nu chiar mai devreme. În evul mediu timpuriu, deja latinii care tindeau să impună ordinea lor în Imperiul Bizantin, turcii de altfel, dădeau nas în nas bizantinii cu formațiuni statale vlahe, adică românești, la sud de Dunăre. Ele erau atât de importante încât la un moment dat s-au constituit într-un imperiu numit mai târziu româno-bulgar, care a dăinuit până la mijlocul evului mediu. Ceea ce este o construcție interesantă, insuficient studiată, nepotrivit abandonată de istoriografia românească, nu mai vorbim de conștiința noastră publică, manualul de istorie, care este plin de euri, între ghilimele, deci nici vorba de așa ceva. În ceea ce privește chestiunea aceasta a statalității, trebuie să spunem că și românii nord-dunăreni au trecut prin nenumărate dificultăți pentru a-și construi statul. Aici marile puteri nu au tolerat, nu numai pentru daco-români, în general, românitatea orientală cu greu i s-a concedat dreptul de a avea stat. Când i s-a dat acest drept, între ghilimele, de către marile puteri, mă refer la statalitatea noastră modernă, acest stat trebuia să fie slăbit. Trebuia să fie mereu în căutare de sprijin. Nu neapărat de stăpân, de sprijin. Să fie sub oarecare dependență politică. Întotdeauna s-au căutat ca cele trei state românești să fie separate. În momentul în care Mihai Viteazu nu a încercat unificarea lor, puterea care tindea să ia în gestiune estul Europei l-a ucis fără prea multe gânduri. Deși semnase un tratat de alianță cu Mihai Viteazu, deși Mihai Viteazu recunoscuse suzeranitatea habsburgică, românii ardeleni au continuat să fie loiali într-o oarecare măsură acestei himere a Imperiului Habsburgic, chiar în preajma primului război mondial, un intelectual de anvergura lui Popovici, Aurel Popovici, vorbea despre un imperiu habsburgic federal. Iată că ispita aceasta a funcționat și la nord de Dunăre, după cum românii de la sud de Dunăre s-au dedicat cu trup și suflet și au dat banii, au constituit Banca Națională a Greciei, le-au făcut flota grecilor, le-au compus imnul pentru a fi uciși de greci. Este o chestiune pe care e foarte greu de înțeles, este Papanace care a încercat să înțeleagă prin paradigma poporului ferment. A românii sunt acea ramură sudică a poporului român care este destinată să propulseze în orbita civilizației pe oricare altcineva. Este o chestiune, este o dramă din care ei au tot încercat să se trezească, sigur, dinpreună cu noi, numai că, așa cum minunat a spus aici tânărul doctorand de la Cluj-Napoca, momentul pe care și l-au ales ei să încerce să reintre în istorie, definitiv în istoria modernă, prin stat, pentru că numai statul de accesul la istorie,
a fost un moment foarte prost. România era cât pe ce să fie îngenunchiată în 1917. Ne-am revenit cu mare dificultate, am intrat brusc într-o mare presiune, mă refer la presiunea comunistă, din care am ieșit destul de greu, nu? Cu, fără tezauri și așa mai departe. Este această moștenire istorică a unei conjurații, ar fi tentat să spună unii, a faptului că românii au o problemă cu statalitatea. Întotdeauna cineva ne-a împiedicat sau ceva, istoria, deși sunt mari puteri care au făcut asta. Iată, de pildă, noi am avut mari dificultăți în a ne redobândi Transilvania din partea Franței aliate. Cine citește mărturiile și corespondența diplomaților aliați din Budapesta constată că cei care au avut o mare problemă cu înaintarea armatei române în Transilvania au fost tocmai reprezentanții Franței aliate. O bună parte dintre cuvintele jignitoare la adresa noastră și a discursului, deci mult mai mult decât cuvinte, în sensul că întreagă stratagemă mass media antiromânească și antistat și împotriva statalității românești au venit din Franța. Foarte curios, sora noastră latină. Momentul acesta de deschidere al Italiei, care s-a reluat în 1942-1943 parțial, s-a aflat din nou sub un cer al ratării datorită nefavorabilității contextului geopolitic. Trebuie să recunoaștem, iată, că a românii n-au reușit să aibă stat și, în consecință, au fost condamnați la o oarecare mediocritate. Pentru că numai status dă acces la cultura majoră, trebuie să o spunem. Ei au reușit să se manifeste ca mari oameni de cultură în raport cu o mare idee creatoare de stat. Fie că a fost aceea a Greciei, fie că a fost cu ideea națională românească. Noi datorăm foarte mult românilor sud-dunăreni plecați din Moscopole în special. Ei au reușit să se manifeste și să se maturizeze ca și cultură în România, ca și cultură de mare importanță. Pentru că statalitatea românească nu are o componentă culturală foarte importantă. Ideea de stat este o idee culturală în primul rând. Din acest punct de vedere, cred că una dintre învățăturile întâlnirii noastre de astăzi este aceea că trebuie să găsim o cale prin asemenea adunări, dincolo de site-uri, întâlniri, să tragem de mânecă autoritățile competente, să nu ne mai jucăm cu denumirea de a român, să dispară noțiunea de a român din Institutul Național de Statistică. Institutul Național de Statistică consideră a românii o minoritate națională. Deci dacă luăm anuarul, vedem că ei sunt puși alături de unguri, evrei și așa mai departe. Adică în momentul în care Academia Română, Cabinetul Primului Ministru, Ministerul de Externe, își vor însuși în cele din urmă ideea că românii sunt altceva decât români, din momentul acela se va termina cu orice acțiune de sprijin a românilor de către singura lor patrie, care este România. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei se vor greciza. Pentru că acesta este singurul vector activ din Balcani în momentul de față. Macedonenilor nu le pasă de faptul că ei înșiși sunt conduși de un român, nu? Ultimul prim-ministru a fost român, nu au niciun fel de problemă. Printre cei mai bogați macedoneni sunt români. Este și aceasta o discuție a uitării de sine a românilor, pe care iarăși o putem înțelege prin teoria poporului ferment. Nu este suficient să existi ca să ființezi. Trebuie să produci în continuare un soi de dedicare față de propria ta identitate etnică. Și macedo-românii au obosit. Ei s-au cam terminat. Ei nu mai produc cultură din acest. Au nevoie de teatru, de păpuși, au nevoie de proiecție de film, au nevoie de dansuri populare, au nevoie de tabere să vină în România și așa mai departe. Cei cu oarecare zvâcnire sunt din Albania.
Cu o surprindere bucuroasă am constatat că în Grecia există în continuare o preocupare pentru propria lor identitate, numai că acolo este un stat sigur european, dar securitatea lor își face foarte bine treaba și e foarte greu să discuți pe față despre identitatea lor națională pe filon latin. Iar la noi este o indolență. Pe de o parte avem niște oameni indolenți care nu cunosc realitatea și care vor să dea bine în fața Europei, între ghilimele, și cum Europa cred ei că se ocupă cu minoritățile. Au una, se bucură că au una în județ și trebuie să iasă cu ea în față să fie văzuți cum trebuie. Uitând sau pierzând din vedere, și asta e treaba instituției prefectului care apără interesele statului român, că în momentul acela interzic accesul României, un acces, cum să vă spun, întemeiat, legitim, în Balcani. Deci tot ce se revendică, adică din ce motiv ar trebui eu să fac o școală la Deviaca, dacă ea de acolo nu mai sunt români? Înseamnă că ingerez cu treburile interne ale Albaniei. Și în mod normal trebuie să fie oprit la frontieră. De atâția ani noi susținem școala aceea singură, n-am fost în stare să facem nici măcar școala aceea nu e făcută de statul român. Este făcută de pe spețele unui lider local a român, care din când în când primește niște bani de la Ministerul Românilor de Pretutindeni. Din când în când. Atunci când funcționarul de acolo li se pare că hârtiile nu sunt suficient de complexe, nu mai dau drumul la finanțare. Am făcut o singură biserică în ultimii 27 de ani în Balcani și aceea este undeva la Corcea, care nici ea nu este terminată. A murit părintele și biserica tot nu e terminată. În momentul de față, slujba este în limba albaneză. Deci, iată, asemenea acte, gesturi, noi ar trebui să le ducem un pic mai departe, să tragem de mânecă, să începem să facem petiții. Nu în sensul de a vorbi fără noimă, nu în sens de a fi gureși, nici pe departe, ci de a arăta statului român că mai are niște oameni de care trebuie să aibă grijă, de care de altfel el are grijă, dar are grijă așa, foarte rar. Eu mai lucrez și în alte instituții care, din întâmplare sau din fericire, încă se mai ocupă și de a români și știu destul de precis care este situația finanțărilor și cum ajungem acolo. Foarte puțină lume este conștientă de faptul că românitatea nu se termină la Dunăre și foarte puțină lume este conștientă de faptul că românitatea înseamnă cultură și cultura înseamnă acțiune de zi cu zi. Și la rândul ei, cultura nu înseamnă numai sarmale, dansuri și pupat Piața Independenței. Înseamnă acțiune politică, înseamnă lobby, înseamnă acțiune sistematică, înseamnă educație, înseamnă manual, înseamnă spațiu public, cum este acesta, înseamnă onestitate și muncă sistematică. Eu vă mulțumesc, felicitări încă o dată.